facem exces. Exces de zel care ne costă și sper să-și intre în ritm, echipa să-și intre în ritm și să fim o echipă, în primul rând, din toate punctele de vedere, cu tot ce se întâmplă. Să fim o echipă, venim după o schimbare de antrenor, benefică, nebenefică, lăsăm suporterii și lumea să ne judece. Noi muncim, sperăm să facem din ce în ce mai bine și să ne îndeplinim obiectivul și acela promovare. După, fiecare își continuă viața și mergem înainte, altceva nu putem să facem. Din păcate vei lipsi ultima etapă, te-am văzut destul de nervos la acea eliminare, ai făcut ceea ce trebuia făcut, cred, în clipa de... Ai salvat echipa la acea fază cu riscul eliminării tale. Până la urmă, când joci într-un colectiv, ți-asumi anumite riscuri. Asta trebuie să fac, asta am făcut. Eram nervos și sunt și acum nervos. Nu poți în minutul 80 și ceva să bagi minge de 40 de metri lateral în centru, când echipa e desfăcută. Nu poți. Trebuie să fii mai conștient, trebuie să fii mai responsabil și să nu ne mai asumăm riscuri. A, ți-asum riscuri în minutul 20, în minutul 30, nu în minutul 80 ceva. Când echipele erau, nu mai exista jumătatea terenului, erau contre. Ba, noi în atac, ba ei. Ce s-a supărat, evident, dar sunt bucuros că nu s-a luat gol. Și totuși am obținut un punct, noi mai avem o șansă. Și șansa este a noastră. Acum, dacă suntem deștepți să profităm de ea, o să vedem duminică. Sper să profite. Eu nu pot să mai ajut echipa. O etapă, două, cât am. Voi reveni, voi încerca să ajut. Cine intră, să intre conștient și să ajute echipa. Asta am avut de spus. Asta vreau să te întreb de la principalul pretendent la calificarea în play-off. Ați condus atâta timp, acum ultima etapă se poate întâmpla să ratați acest obiectiv. Cum ar fi? Ce ar însemna acest lucru pentru club? Nici nu vreau să mă gândesc. Eu am venit aici să promovez. Am venit aici să joc, să ajut echipa. Eu n-am venit pentru altceva. N-am venit să fac grupuri, n-am venit... Mie îmi place să zic că sunt, să zicem așa, că-s mercenar. Eu vin acasă, eu văd interesul familiei mele, urmează să am o familie și eu trebuie să văd interesul familiei mele. Nu mă interesează nimic altceva. Interesul meu este să câștige echipa, să-mi iau banii și să plec acasă. Și o spun răspicat. Că asta sunt. Sunt un om corect care spune lucrurile pe nume, indiferent de consecințe. Pot să fiu judecat de către toate galeriile de lume. Eu o să rămân la fel. Mie îmi place să fiu sincer. Ți-e teamă de că să nu fi intrat echipa într-o degringoladă așa și totuși voceți la Reșița, o echipă nu foarte bună a campionatului, dar un teren greu și jucați cu calificarea pe masă și acolo. Ți-e teamă de... Sincer, după ce am văzut astăzi, nu aș avea teamă. Și vă spun de ce. Jocul echipei începe să-și revină. Până acum trebuie să fim conștienți, două etape n-am jucat nimic. Am fost resuri.